Evenimentul pentru care ați avut plăcerea și ați vrut să ne fiți alături este o activitate culturală, lansarea volumului introspecții muzicologice a domnului profesor dr. Ovidiu Trifan, lucrare editată sub, acum mă repet, editura muzicală București. Școala noastră nu are poate chiar un mare merit în faptul că este gazda acestei acțiuni, dar nu putea domnul profesor, cred că să se simtă mai bine și să facă o bucurie, să ne împărtășească o bucurie celorlalți, decât în mediul în care dânsul constant muncește, creează, un mediu care se vrea la nivelul romanului să fie, de fapt, în afară de o școală care pregătește copii pentru a face carieră sau măcar a avea cultură muzicală, cultură în artă, artistică, pictură, desen. Creează talente, instruiește, dezvoltă competențe. Deci e un centru, dacă nu spunem pretențios, cultural al romanului, la un mai mic nivel, în sensul că suntem mai mititei, dar de aici pleacă cei mai buni. Avem ca invitați de marcă pe domnul profesor universitar, dr. Vasile Vasile, muzicolog de prestigiu, bizantinolog, autor a numeroase studii și articole pe teme de muzicologie, istoria muzicii românești, paleografie bizantină. Avem de asemenea, îi mulțumim pentru faptul că a acceptat să ne fie alături. Bun venit! Avem de asemenea pe domnul profesor Gheorghe Ameciobanu, eseist, filozof al culturii, critic de artă, autor de mii de articole și peste cel puțin 10 volume din informațiile care le am. Deci un eseist, în primul rând, cunoscut. Un om de cultura romanului, o emblemă a romanului care probabil că ne face cinste că atunci când participă oricărui eveniment. Bine ați venit! Mulțumim. Avem din partea primăriei Roman pe doamna viceprimar Roxana Iorga și mulțumim că ne este alături. Avem alături invitați, foști colegi, foști profesori ai școlii, actuali profesori. Avem suflete mari, ați văzut cu ce începem. Eu mă simt, cred că mai emoționată chiar și decât doamna profesor, care urmează să-și prezinte lucrarea pentru care ne-a adunat. Îl felicit de pe acum și spun mult succes în continuare și putere să meargă și mai la și la al câtelea volum? La al șaselea volum. Avem de asemenea de mulțumit și să anunțăm în același timp că transmisia în direct este asigurată de Roman TV cu sprijinul economistului Roman 24, cu sprijinul economistului Lucian Pascariu, director executiv al societății Locato Serv. Mulțumim tuturor și declar deschise lucrările, activitatea în sine, dându-i cuvântul domnului profesor universitar dr. Vasile Vasile de la Universitatea Națională de Muzică din București, pentru a face o prezentare după cum consideră dânsul a volumului pe care tocmai îl are față. Îmi cer îngăduința să rămân jos. M-au prins două bucoane săptămâna trecută. Una m-a ținut și una mi-a dat dinții jos. Va trebui să răresc ceea ce am de spus, ca sigur că să puteți descifra. La insistențele lui Ovidiu, am zis săptămâna asta că cealaltă îmi dădea și partea de jos. Atunci nu știu cum mai articulam ceea ce aveam de articulat. Eu vă felicit pentru aceste inițiative. Să știți că sunt rare asemenea evenimente. În țară nu se mai organizează asemenea evenimente. La fel cum sigur că au murit foarte multe din tradițiile noastre.
Am uneori sentimentul că nu mai știm istorie. Când Ciprian Bărumescu scria din Banat lui taică-su, tată, știi ce este aici? Aici cântă tot NATO. Pentru că au venit oamenii de pe Ugor, s-au aliniat frumos, au intrat în costumații și s-au apucat de cântat. S-a dus tradiția asta. Nu știu, dacă mai trăiește pe la Roma, nu știu eu, cel spuse de derivare. Ele sunt importante asemenea întâlniri, pentru că, în primul rând, că oamenii ca Ovidiu, și deci ca noi amândoi, mai trebuie și încurajați măcar verbal, măcar prin față. Pentru că trăim timpul de lui Anton Pan. Când cei care scriu cărți, trebuie să le scrie, să le editeze, să le redacteze, să le plătească, să le cumpere și, eventual, cum a rămas la Anton Pan, plină țara de cărți neplătite și la această vreme. Dar mă întorc în partea cealaltă. Tema pe care și Bârcăș a luat-o Ovidiu pentru doctorat și care o are sigur că și în lucrare, are o susținere europeană. Iar mă întreb. UNESCO a acceptat. Colinda este un gen specific românilor. Și Colinda este patrimoniu UNESCO. Dar când va veni neamțul, elvețianul, belgianul și va vedea că noi cântăm otan în baum și știle nact în loc de colindă, spune, nein, asta nu este colindă. Dacă nu ne ducem spre colinda așa cum a fost ea, și cum a trăit ea, sigur că noi cei de aici ne putem lăuda că am mai trăit-o măcar în copilărie. Astăzi, vă rog să mă credeți, eu am plâns în Ploiești când a venit la mine trei țigani, orice rom, scuzați dacă sigur că trebuie corectată tehnologia, că nu spus la curent, când e așa, când e așa. Trei țigani care au venit cu o mătură, care erau colindători. Și m-a pufit plânsul. Nu se poate să ne batem joc așa de valorile noastre. Noi nu ne putem lăuda pentru că am în față două elemente esențiale. Făcătorii de cărți. Păi făcători de cărți este și Gigi Becali. Dar la vremea asta, omul de rând, dacă află, nu că află, că știe că Gigi Becali e autor de cărți, care-i problema? Păi de la Domnul Tăfărmesc, că 1, 2. Bănuiesc că personajul știți, se numește Valentin Ciu, că a fost șef la televiziune la Iași. El ăsta la Piața Neamț. La un moment dat îl vede o cucoane și spune, ăsta e Ciu, ăsta care a scris două cărți. Taci tu din gură, ăsta e vecinul meu din blocul celălalt. Deci Ciu că nu avea voie să scrie cărți, că era vecinul ei. Iar știam calitate de vecin, nu de autor de cărți. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că ne întoarcem sub timpurile lui Anton Pan, că Anton Pan încă mai era respectat pentru ceea ce făcea cărțile. Vrând nevrând, acum sigur că zboară gândul spre altceva. Iertați-mă dacă sigur că nu sunt în concordanță cu toată lumea. Dar a dispărut, după părerea mea, ținuța intelectuală a intelectualilor. La această vreme, lasă-mă, că pe net o să aveți îndată și poate cei de aici aveți fericire să nu aveți. În manualul de clasa a 5-a se deschide cu imnul național, care scrie acolo după Anton Pan. În interiorul lecției este o lecție care se numește 1 decembrie. 1 decembrie, după socotelele mele, ar fi o lecție de istorie, n-ar fi o lecție de educație muzicală, dar vă rog să vă spun. La lecția respectivă, Andrei Mureșeanu este făcut un fel de manelist, pentru că scriu autorii cam la modul ăsta. La 1848, într-o grădină, un tânărul Andrei Mureșeanu s-a trezit cântând deșteaptă de români. De aici până la Manea nu mai este decât o singură, o mică, foarte mică distanță. În continuare, un text. N-am manual la mine, dar o să-l găsiți. Nu se știe cine a scris melodia. Anton Pan, Andrei Mureșeanu sau Ghiță Lucianescu. Păi dar la început ce ai scris? Acum n-ai scris după unul dintre ei. Și mai târziu la evaluare îl pune pe copil să spună cine a scris melodia la deșteaptă de române. 2. Între minte, ea a fost botezată de Bălcescu, nu de Bălcescu, de Călinescu, a fost botezată Marsilieza românilor. Dar aici scrie în lecție Marsilieza, de cum scrie franțuzește, Marsilieza. Căutați pe net ce este Marsilieza.
Deci dacă am ajuns la halul ăsta de bătaie de joc, de actul educațional, le dăm seama unde suntem. Eu vreau să-l întreb pe domnul ministru Liviu Pop, cu toată decența cuveniță, oamenii ăștia mai merită titlul de profesori? Nu puteam întreba pe nimeni cum să vin eu astăzi cu asemenea aberație și să pun pe copil să găsească cine o fi autorul de șteaptă de române. Când este lucru foarte clar, acum 160 de ani, se știa despre Andrei Mureșanu că ar fi posibil autor. Dar de 160 de ani nu se știe decât de toată lumea. Dacă Ghițiu Cenescu ar fi autorul imnului de stat, să ne fie rușine. Avea 17 ani, nu știa să scrie. Peste 3 ani devine elevul în top 4. Ia uite cum sigur că se judecă elementele de istorie, de asta am eu cursul împotriva istoriei. Nevoia de a căuta este utilă, părerea mea este, nu numai profesorilor, dar în primul rând profesorilor. Că mai de multă vreme circulă această idee, că lasă domnule, nu trebuie, vreau să vă spun că personajul s-ar putea că mulți să știți, inspectoarea generală la Piatra Neamț, acum 25-30 de ani, îi spune directorului meu, dar știi că nu mă interesează ce face Vasile în afară casă. Vine directorul și spune, uite ce spune asta. Da, bine, perfect. Eu rămân la clasă. Carița. Când primești telefon, Vasile să ducă nu știu unde, spune. Nu! Păi atunci cum? Tu ce vrei să fac eu? Am venit de la Șăvinești, cu cămașa am stors-o pe mine și m-am zis în fața copiilor. Nu mai fac prostii asta. Lucrurile se văd glămurite. Deci, încă la timpul respectiv, ea care era soția unui om de carte cu pretenții, da? Avea acest dispreț față de tot ceea ce însemna cercetare. Noi am și botezat, nu am botezat cuvântul, noi care lucrăm în cercetare, nu ne mai numim cercetători. Îmi vine bine acum. Noi numim cercetători. Eu la vremea asta, ca să scriu o carte, trebuie să mă gândesc întâi de ciuhalul cu bani cu care să mă duc, așa se face că apar toate timpeniile de pe lume, dar nu apar cărțile de căpătări. Îmi pare foarte rău, sunt vinovat față de toată lumea. A trebuit să apelez vreo 5 ani ca să pot să tipăresc o monografie a lui Anton Pan. Cine este domnul stimatul ăsta Anton Pan? Pentru că toată lumea l-a amețit cu tot soiul de mai ales că dacă e vorba de legăturile cu personajele feminine, că l-am năucit. Nu-i deloc așa. Dar nu-i absolut deloc așa. Nu e Sfânt Anton Pan, ferească Dumnezeu. Eu nu ca toți oamenii. Dar este cea mai importantă personalitate a culturii românești din prima jumătate a secolului al XIX. Am avut vreo 2-3 ani de ezitare, dacă accept, eu vă spun dacă accept, taxarea lui Bogdan Petrescu, care spune geniul lui Anton Pan. Astăzi vă spun, este geniul lui Anton Pan. Din păcate, nu fac niciun fel de acuzații. Dacă mă duc la colegii mei la conservator și îi pun să facă repede scris ce știți despre Anton Pan, n-aveți grijă că 99% nu știu cine este. Deci nu ne învinovățim cu treaba asta. Vreau să vă spun că este mai mult decât lăudat ce face Ovidiu, pentru că până la urmă știu și lecția cealaltă pe care o știm toți, dar până mă o știm. Cine nu știe istoria, o repetă. Și sigur că e cumplit să repetăm. Nu știu de când ar trebui să înceapă această repetiție a istoriei noastre. Îndemnul spre cercetare mai vine și din altă parte. Nu cred că n-ați auzit, cum am auzit și eu, de la mai mari noștri, dar ce să mărim salariul profesorilor? Dar doar să muncesc 3 ore pe zi, 4 ore pe zi. Un conducător pus de noi, numit de noi, votat de noi, nu știe că un profesor are obligația să-și pregătească lecțiile. Eu nu mă duc acasă de la iaupa dată de Ovidiu la clasă să predau ore. Eu trebuie să mă pregătesc cu ceva, am de făcut ceva. Și mai avem de făcut ce? Avem de făcut acea numită cercetare. Din păcate, rețeta comunistă s-a prelungit în perioada nouă comunistă. În sensul că am dat hârtii, completăm hârtii peste hârtii, care mai ridicare cu activitatea de cercetare. Ea există pe hârtie. Și atunci, sigur, ea nu se face în realitate. Că dacă s-ar face în realitate, domnule, ce mai zis asta, domnule? Ce mai este nou, domnule? Cum mai este? Cum e posibil ca la, eu știu, la atâția ani după ce deci, statul de România a devenit film național, să am profesori care nu știu, că nu vă supărați, cei 3 autori de manuale, 2, pardon, sunt muzicieni. Ei au trecut într-o comisie de evaluare alcătuită de muzicieni.
și a avut un supervisor, da, ca să zic și eu, un muzician. Cum e posibil? Deci, la nivelul cel mai înalt, deci eu nu știu istoria țării mele, da? Ar trebui să-i întrebăm pe francezi cum e cu Marseillaza lor. Asta de apă la moară celor care au cârtit, pentru că au spus, păi da, ce tot ne trebuie. Dacă mai țineți minte vecinul nostru de dincolo, arăt bine, da? De vecinul nostru de dincolo, da, și tot atâta deșteaptă de române, dar nu s-o deșteptat? Uitați-vă peste punct și vedeți cât s-au deșteptat. Ăsta era tovarășul Snegu, da? Și la noi apare, din păcate, această prejudecată, că nu-i nevoie să știți noi treaba asta. Au fost emisiuni de televiziune care au fost întrebați cine este autorul melodiei deșteaptă de român. Nu știu, că eu nu sunt muzician. Pentru că nu trebuie să zic muzician, trebuie să zic ca istoric, nu? Că au venit alții, bă, pricepuți, care mai decât? Păi, dar nu mai e actuală imnul național. Dar ce Marseillaza e actuală? Macron ăsta acum, de-am de lumea, o zară, mă, citoien. Nu l-am auzit. Nu l-am auzit. L-am auzit pe Putin, când reluând vechiul imn al Uniunii Sovietice și cântându-l, știm și de ce, da? Deci dacă, sigur că simbolurile nu sunt respectate și nu ne știm rosturile lor, ne mai întrebăm ce o mai fi căutând la școală. Ce o mai fi, de fapt, ceea ce este școală. Predoarea mea se vrea într-un anumit fel, măcar dacă vreți, eu îmi pot permite că nu sunt, eu sunt invitatul lui Ovidiu acum și să-i cer lui apărare pentru el. Măcar ajutați-ne prin aprobarea ceea ce face. Nu toată lumea poate face interpretare. Clar, foarte clar. Nu stau lucrurile chiar așa. Vreau să vă spun că sunt documente, păi deșteaptă-te române, fiindcă m-am ocupat de el și fiindcă nu e rău că îl discutăm aici. După cercetarea lui Vasile este așa. E o melodie practicată în sărbătorile de Crăciun în zona Argeșului, care sună cam așa. Anurile, valurile, începura, colinda. Este deșteaptă române. Cântat la Crăciun de copilaș pe post de colind. Auzit de Anton Pan, în genialitatea lui, a băgat-o în ghiozdan, când au apărut versurile lui Grigore Alexandrescu din Sâlul Maicii Mele, nu ne gândim la prostei, că e o poezie patriotică, adică era Drăgoviște. Le-a cununat și a lipit foarte bine. Din Sâlul Maicii Mele, adânci dulci suspinuri. Iar maneristul de Andrei Bârseanu l-a chemat pe ucenesc și a spus, ia cântărește niște melodii. Ei știau la timpul respectiv că nu pot pune un compozitor să facă o creație muzicală pe niște versuri. Deci trebuie să preexiste melodia. El a cântat mai multe melodii și pentru că l-am ajuns la deșteaptă românesc, hop, stai! Orice om cu logică spune, păi stai, dacă i-a spus stai, înseamnă că ei știau. Și în Andrei Bârseanu se găsesc transferări de figuri poetice de la Grigore Alexandrescu în versurile lui, și nu era manelist de loc, și acolo au cântat cei patru revoluționari, Magheru, Bărcescu, Sion, Bariciu, cu el în casă, au cântat deșteaptă-te români. Și deșteaptă-te români s-a cântat în Zaran, în luptele care l-au dus argheleni, pentru că toți istoria, ne întoarcem la istorie. Revoluția din 48, după știința mea de acum, la Iași a fost un soi de întâlnit la un cafea. La Iași a durat două zile, dar tot n-a ieșit cu nimic. Dar în Ardeal a fost lupte. Acolo, spune Bărcescu din exil, ce frumos cântau femeile din Apuseni, deșteaptă-te române. Păi și eu vi să-mi bat joc de el. Zic autorii de manuale mai departe. S-a cântat în timpul războaielor, nu fraților. În timpul războaielor, oamenii și-au lăsat ciolane de acolo. Indiferent unde, la Mărăș, la Mărășești, la Cotul Domnului, la Sarigrad. N-au cântat deșteaptă de români, ferească Dumnezeu. S-a cântat la 1 decembrie 1918. S-a cântat în Basarabia, s-a cântat la Cerneuți, s-a cântat la Chișinău. Unirea a fost făcută într-un fel prin această, hai să spunem așa, coagulare de forțe care parcă zăcea. Cine i-a întâmplat pe cei din la Timișoara să cânte deșteaptă de române? Și tristețea. Aduceți aminte, mai în urmă, cred că cu vreo jumătate de an? Nu, cred că în curte o să o pățeze. Când a ieșit copiii în stradă, de-a plecat guvernul Ponta cu poante cu tot. N-au putut cânta decât un singur vers. Și pentru mine a fost un șoc dureros. În timpul respectiv, a fost un match mare între o echipă a nemților cu a francezilor. Jocul la francezi. Bătuți francezi. Și au ieșit de pe stadion cântând imnul
națiunii învingătoare. Și nemții când dau, o zar o să tăiem. Vă supărați. Și în ziua de istorie, dacă nu ne-l conservăm, nu ne-l cultivăm, natural că nu-l avem. Acum, ca să trec la concret, să nu doriți să fiți în pielea lui Ovidiu. Pentru că întâmplător sau neîntâmplător știu că am drumul aproape de la un moment dat încoace pas cu pas. E adevărat că sunt ajutați că ceea ce sigur că face Ovidiu aici, făceam și eu la piatră. Chiar dacă sigur că erau care mai de care. În jurător își stăm bine. Lasă ce ne trebuie toată treaba asta. În rest, nu, ba, culmea este, la o întâlnire de astea, primesc un bilețel de la toașul, spus că are întâlnire cu nu știu cine. Păi stai puțin, noi facem aici activitate culturală sau întâlnire cu nu știu care. Deci prețul a existat de când lumea și pământul. Deci să nu vă doriți să fiți în pielea lui Ovidiu, acceptăm și formula cealaltă, că și știm treaba asta, am făcut o formalizație din gradul întâi. Gradul întâi se dă cu o lucrare științifică. Cât de științifice sunt aceste lucrări? Întrebați-mă pe mine că vă spun câte. Cum sunt doctoratele? Copy-paste, nu se trec acolo, tot se zonă. La un moment dat, îmi pare rău că mă iau cu amintirile, mă cheamă rectorul Buciu și îmi spune, domnul Vasile, vreau să se termine odată cu aceste lucrări plimbate de la un an la celălalt. Mă, zic că treabă foarte simplă, domnul rector. Dar vă lăsați pe seama mea, aveți încredere în mine, eu știu cum să fac treaba asta. Cum? Nu mai alegem îndrumătorul. Pentru că omul nu se alege îndrumătorul. Și alegea ăla că îi facea lucrare. Unul și spune la un moment dat, cum adică sunt de-aia luptă altă lucrare? Dar eu am dat 500 de euro. Păi, dar mie nici nu, dar și mie. Ai nu așa de aruncat, dacă ai de aruncat, dă-l și mie. Și am introdus de atunci sistemul, sigur că nu neapărat acționează 100%, de a nu mai avea această legătură prealabilă, nu? Ci de a ajunge în situația, viu și îmi prezint proiectul de lucrare. Dovedesc prin proiectul de lucrare că sunt apt să-mi fac lucrarea, cercetarea respectivă, care este o lucrare de cercetare, da? După care, sigur că îi repartizez eu cine este îndrumătorul, în funcție de tema lui și în funcție de acceptul îndrumătorului. Pentru că nu poți să-l obli pe cineva, hai domnule, ia și tu, că uite, trebuie să faci o îndrumare. Sărim și peste treaba asta, îmi pare rău sunt așa, peste una, peste cealaltă, dar văd reacțiile dumneavoastră și înclin să cred că în mare parte îmi dați dreptate. Și va trebui sigur că să strigăm această dreptate, pentru că dreptatea nestrigată, mie mi-a spus un bătrân din Athos, următorul lucru. Să știi, dacă nu reclam ceea ce este împotriva binelui, împotriva dreptății, ăla e păcat. Bătrânul era la Vornicel de Botoșan, 96 de ani avea el, și nu-i uit vorba asta, el se referea la unul la niște lucruri concrete. Dar sigur că principiul rămâne valabil mai departe. Mă întorc la cartea lui Ovidiu. Vă zic că prima treaptă înclin să cred, chiar dacă s-o supăra, decât să după asta îi trece. Și pentru, în sfera mea de preocupări a intrat asta, pentru că fiind la piatra aveam intenția, dom'le, piața vrând nevrând are și romanul. Să știți că sunt unul din adepții care am dat referat scris pentru constituirea județului roman. Pentru că șeful meu de la piatra m-a întrebat, domnul profesor, cum facem noi? Ce câștigăm, ce pierdem? Păi trebuie să mă documentez. Domnul președinte, că e inginer, domnul inginer. Borsecu este în județul Neamț. Lacul Rosu este în județul Neamț. Buhuș este în județul Neamț. Păi atunci sănătate, domnule. Județul roman are cu totul altă entitate decât are din toate punctele de vedere. În primul rând că romanul după socotările de mergi mea e mai agricol. La Piața Neamț, unde se face? Crezi ghebele la vremea asta acolo. Nu poți să faci, eu știu, nu știu ce producție grozavă. Deci aceste figuri m-au interesat. Și sigur că unele dintre ele m-am străduit și eu. În măsura în care mi-am putut respecta, eu știu, apetența de patriotism local, să mai fac cunoscut. Să știți că nu se știe cine este Cerbitache. E doar mitul Cerbitache. Și să știți că nici muzicienii nu știu exact ce este Cerbitache. Știu un singur lucru. Și sigur că nu mă avânt, am cântărit mult afirmația asta. Nu cunosc oraș în România, excluzând Bucureștiul, care a adunăturile, care să aibă atâția muzicieni decinți din zona respectivă.
Dacă îi număr așa numai pe care știu eu, Ovidiu nu avea cum să ducă mai în spate. Dar în spatele lui Mercedes Ștefănescu există o școală de cântăreți care a funcționat aici. Sunt niște manuscrise care se văd investigați și care sunt aici. Dar de la Mercedes Ștefănescu încoace, sigur că s-a mers pe această structură. Nu știu, nu a purtat nicio vină, pentru că eu am reclamat treaba asta autorităților. Nu știe nimeni unde este locul unde s-a născut Alexandru Zira. Este creatorul operei române, director al operei române, nu? A sfârșit cum a sfârșit, un vilovățit de comunist că e legionar, nu era nicio dată, și a sfârșit în exil, după ce i-a ars casa la Iași, da? Să nu credeți că cel vilaj a plecat de bine de aici. Doamne ferește! Doamne ferește! Și sigur că ne-am duce mai departe. E frumos să știe și generația tânără. Aici s-a cântat prima dată în țara noastră românească, vrem înșine. Nu mai cântăm astăzi. Nu vă supărați, nu cântăm nici picolor. Chiar dacă între timp a avut o variantă. Și dați-mi voie să fac paralelă între variante. Versurile sunt al lui Ciprian. El a explicat ce cu ce simbolul de picolor, ce reprezintă fiecare culoare în parte și are strofa de încheiere. Iar când fraților mi-ți duce, dintre voi cei fi să mor, pe mormântul meu să-mi puneți steagul nostru tricolor. Care nu este? El s-a născut în Imperiul Austro-Ungar. La vremea asta, ca să vedem casa natală, nu a stupra, este la și putere Suceve, îți trebuie pașaport. Și acum așa a dus. S-a școlit la Suceava, care era în Imperiul Austro-Ungar, la Cernăuții în Imperiul Austro-Ungar, la Viena în Imperiul Austro-Ungar și a funcționat un an cât l-a dozat Dumnezeu în fața Pământului la Brașov, în Imperiul Austro-Ungar. Nu i-au putut pune steagul nostru tricolor. Nu-i bătaie de joc cea mai serioasă, e bătaie de joc ulterioară. Ce-a devenit această strofă acum 30 de ani? Azi partidul ne conduce și pe plaiul românesc socialismul se clădește prin elan muncitoresc. Și prea vorbesc. Ce vină poartă Ciprian Bărumbescu pe lucrurile asta? Adică chiar așa am ajuns să ne batem în joc de valorile noastre? Asta este, dacă vreți, unul din argumentele pentru care, sigur că sunt un susținător foarte apropiat al lui. Îl fericit pentru ceea ce a făcut, pentru că de romașcanilor niște figuri despre care, sigur că oamenii buni poate au auzit. Ele merg. Eu știu, cred că trebuie mers puțin. Nu știu pe cum, că pe ce am mers eu, eu am mers pe ceva în documentele, nu că am căutat eu și am găsit documentul ăsta. Dar de acolo, de la generația asta, până la generația de astăzi, cu Alexandru Doru, cu Ovidiu Trifan, urme fi finit, domnul Cioban. Pentru că domnul Cioban reprezintă un brand, al zonei, un brand prin toată lumea, a zis că a mers peste tot. Cine continuă această mâine? Nu știu. Dede Botez, a venit de aici. Și vorbea așa de frumos despre orașul lui natal. Am avut între profesorii mei doi romașcani, George Pascu, profesor aici în Roma, și părintele Ivan Ioan, de la Mănăstirea Neamț, care îi spun, părinte director, eu am director, dar ce e la strana asta, domnule? Ce se cântă, domnule, la strana asta? E manere, ce... A, păi n-a, domnul Mănăstire, că matarea ai venit și ți-a luat brațul de cărți și te-ai dus în chemie. Dar vine la strana să cânti. Așa este. Așa este. Este de plâns ce este acolo. Omul care, dacă n-ați dat peste el, uite, promit că am acasă o înregistrare, citea Evanghelia în come. Deci pornea de la limita de jos la unui pas și ajungea până la tenorul spint. Pe aceeași Evanghelie. Unde s-a dus tradiția? A fost profesor la Romani. Aici o seminar. Sigur că dacă vreți să ajungeți până la Liviu Dănceanu, care am înțeles că tot din zona asta pornește. Probabil că explicația o găsesc la Breazu. Breazu se întreabă la un moment dat, dom'le, cum de Basarabia asta a dat atâtea valori? Pentru că, sigur că noi ne facem acum referire la niște valori care le știm noi. Categoric sunt. Buciucianul și Cernei, dacă spunem numai pe ele două, ne sunt, dar sunt mult, Dan Ordăchescu vine tot de acolo. Dar sunt înaintea lor. Maria Cebotari, care era din Basarabia. Și Breazu spune așa, probabil că solul Basarabiei are o substanță care crește în muzicieni.
Echipiatul lui Bel. Așa cred și eu despre Roman. Întrebarea este dacă mai spunem ăsta la trecut sau la prezent. E frumos ce faceți, că aveți această școliță, că zic, poartă numele lui Cerevidache, trebuie să-i dați și onoarea lui Cerevidache. Este trist că nu s-a putut face în casa lui Cerevidache, am reținut, dacă am reținut bine, s-ar putea să fie de țară, e ca găsit alt cumva, că el a spus, păi, dar s-a spus, e o casă, nu vă pot, dacă nu e a mea. Dați-mi-o întâi și după aia vă dau, nu? Eu nu pot să vă dau ceea ce nu este al meu. Îmi pare rău, va trebui să vorbesc cu cință, dar nu lungesc în mult, despre disprețul față de cultură. Am lungesc la cultură? Da. Am avut noi la Piața Neamț, bănuiesc că cei mai aproape de vârsta mea, și știu. Era o țoapă ordinară, care a venit de la agricultură la cultură. Și a spus, tătălești, care-i problema? Eu și până acum am făcut cultură. Eu vin de la agricultură. Apoi da. Dacă amestecăm lucrurile așa, este normal să fie așa. Și să raportăm cercetarea unde? Numai când se fac bilanțuri. Mi-a zis Ovidiu și l-am consolat. Că i s-a refuzat gradația de merit, mi s-a refuzat și mie. Pentru că în ședința respectivă, șefa de cadenă spune, domnul Vasile, adu-mi vinul încoace, ești singur care ai dreptul să obții gradația de merit. Dar vorbește ceva despre care sunt resorturile care determină acordarea gradației de merit. Așa, da, e clar, îmi vine bine acasă. Domnule, am făcut perfecționare de la turnul Severin până la Darabani. Am făcut un cabinet de metodic în conservatorul din București, care se duc pe apa Sâmbiței, că așa sunt țitorile, se duc pe apa Sâmbiței. Am luat-o nici secretară, nu aveam. Așa am lăsat-o cu tot ceea ce trebuie. Am pe an 50 de îndrumări de licențe. Știu că am călcat legea, că sunt numai 5. Dar dacă copilul vine și doresc să-l ajut, pentru asta cred că trebuie acordată gradul ăsta de merit. Bun, și acum mai vin cu o treabă. Am la mine întâmplător două cărți, uitați-le, proaspăt de calde. N-am știut film, că dacă știam filmul, nu mă băgam. Și a venit cineva după. Eu nu mă pot lăuda ca domnul Vasile. Dar eu sunt cavaler al mesei rotunde la Cotroceni. Bun, mâna sus, cine pentru ăsta, cine pentru Vasile. Și Vasile învigător la puncte. Așa încât... Nu, învigător am zis, dar nu, învins la puncte, da? Așa că nicio problemă. Din păcate, sigur, ducim pe acest topogan al desfințării criteriilor valorice. Eu am vaga impresie că pe timpul dinainte, nu știu cum să numesc, da? Nu s-a acceptat ierarhia valorilor. Acum s-a acceptat ierarhia valorilor. Uite, valoarea numărul 1 sunt eu. Doile. Și am fost sigur că ce-am făcut? N-am făcut nimic. Era mai bine atunci când sigur că măcar nu era ierarhia valorilor. Eu îl felicit pentru că a cuprins, în primul rând, această sferă a, hai să-i spun așa, a realului muzical, la care puțină lume se gândește. Și este foarte bine să țineți la această instituție și să faceți din ea, sigur că ceea ce ar trebui să fie făcut. Treaba cealaltă cu Colinda, trebuie să-l fericit mai mult decât atât, pentru că vreau să vă spun că la vremea asta, acum, asta nu știe unii. Am dat peste un fond de colinde culese din Transnistria, stau ca să spun bine, să nu mă bâlbâi, în 1938. Culese de Breazul. Scrise cu un scris impecabil și m-am dus, sunt 17.000 de fișe, nu toate sunt colinde, dar câteva sute sunt colinde din Transnistria. Și m-am dus la mai mari și am spus, fraților, uitați-vă ce este aici. Realitățile astea de aici nu mai există acolo. Nu mai cântă, pentru că toată populația rusească, numai de colinde n-am mai avut grijă. Da. Nici oamenii ăștia care sunt aici nu sunt, și au pierdut cioranele prin Siberia, unde au murit în deportări. A rămas un singur cartonul ăsta, hai să facem din el și să nu-i lăsăm pe ăsta să-l latre cum vor. Uite mai cum este. În momentul în care am intrat în detalii, vă rog să mă credeți că m-am cutremurat. Detaliile unii dintre oamenii care sigur că erau, nu mai folosesc de informator acum, datorită faptului că informatorul a fost dincolo. Da? Și astăzi spune performer, nu știu ce întâmplă. Cel care i-a ajutat să echipajul respectiv să adune acești informatori, da? Era primarul, care era rus. Pardon, rusificat. Din Rucă, Rucă Roargeșu,
mutat acolo, conform istoriei, de copil. A intrat, la timpul respectiv, era puterea sovietică puternică, da? A intrat în zona respectivă, a învățat paruschi, a tras cu partidul, i-a mers bine și cu partidul și cu paruschi și l-au pus primar. Și primarul a trebuit să-i ajute pe acești oameni să caute cine sunt depozitarii de colinde. Și la sfârșit, ai cuvit în lacrimi. Dar vai tine, nu o spun, dar nu mai știu, da? Să-i dea și lui voie să cânte o asemenea colinde, că și el știe. Nu mai știe limba română. Dar o colinde știe. Că am văzut-o când era copil. Și e notată pe carteteca respectivă, dată de un om care a uitat limba și a uitat de unde este, cine este și cum este și a pensat-o colindă. Și pentru asta, sigur că e conținut probabil că volumului colinda, simbol al identității și unității românești. Pentru că ce ne spun frații care mai de care, mai ales acum că devine netul și ne spun, pe colindă există la toată lumea. Nu. Nu. Are sărbițe de Crăciun. O tarambau, e cântec de Crăciun frumos, de toată splendoare. Știre nație, cântec de Crăciun. Nu sunt colinde. A colinda înseamnă a umbla din casă în casă, un grup ușor, de mai mari, de mai mici, cu nu știu ce, nu știu cum, și a reurat sănătate în noul an. Cu această, hai să spunem așa, formă artistică a ceea ce este colinda. Aduceți-vă aminte de inviocenia care se poartă în continuare la vremea asta, colinde laice. Care colinde laice? Eu când mă izbesc de ei, îi întreb următorul lucru, s-a spus, când să cânta fraților colindele? Și vă ajut eu acum, ca să fie inventar. Să cânta la Crăciun, când e nașterea Domnului, să cânta la anul nou, combinate cu Lugușorul și cu alte urături care sunt acolo la anul nou, dar o să mă întorc la anul nou, se cântă la Bobotează, se cântă la Florii, se cântă de Paște. Cam astea sunt ele. Dar astea sunt laice? Care din ele sărbătoarea laică? Eu nu știu niciuna. Nu sunt colinde de Ziua Femeii. Nu sunt colinde de 8 martie. Nu sunt colinde de 25 martie, care e Buna Vestire și s-ar fi lipit bine acolo. Nu sunt. Deci, să păstrăm acestui gen sfințenia lui, și dacă e posibil că să încercăm să, eu știu, la vremea asta nu mai îmi fac iluzia că eu mai mă duc cu steaua sau cu colinda. Nu pot îndemna nici nepoții mei. Și atunci cine se va duce? Și vom ajunge în situația să ne moară ce? Ceea ce reprezintă, cum am spus înainte, simbolul identității noastre. Colinda nu au popoare slave. Au cuvântul cale, dar nu e acela. Au polonezii un cuvânt apropiat, dar nu e același lucru. Deci, a umbla din casă în casă cu azi, a anunța nașterea Domnului și a ura oamenilor, nu mai rămâne de fapt. Rămăsesem cu o paranteză nedesfăcută. La anul nou, toată lumea știe că e anul nou, că e Revelionul, da? E și Sfântul Vasile, da, da, da. Dar acum mai este sărbătoare, care tot domnească. Este tăierea împrejurilor a copilului pruncului Iisus. Și atunci completăm lista, toate sărbătorile în care se practică colindele sunt sărbători care au personaj pe Mântuitor. Dacă am deviat în altă parte, vreau să da, se cântă colinda cu negustorii și cu păstorii și cu vânătorii și cu nu știu ce. Au ajuns, eu voi avea războaie serioasă acum de purtat, pentru că i-a zis colindă de față. Nu este colindă de față. Colinda de față este o colindă din repertoriul grupei respective, care o cântă la una din fețe. Doar nu toate fetele sunt pe în satul respectiv, toate sunt numai la fete. Nu, nu, nu cântăm la băieți. Este colindă de băiați, este colindă de pescar, este colindă de preoți. Da, una dintre ele din repertoriul lor, da? Dar nu toate devin așa. Orice ce face Ovidiu este un lucru foarte bun din punctul ăsta de vedere și mai ales, felicitările mele, vizează faptul că s-a dus la valorificarea colindei în muzica noastră corală. Din păcate, nu știu dacă îi fac o bucurie, dar nu cred că nu știe treaba asta. Și asta m-au rugit. Și colindele corale. Între ele sunt lucruri de o minunăție nemaipomenită, care ați dat peste ele, au zis vă aminte. Și la la li la li ta la la ti la li la ti la li la. Are un singur ison lung, ăsta-i chiță cu de aici de la vas lui.
E adevărat, moarte în șanță. Ce să-i facem? Asta e viața. Oamenii nu se judecă după cum au trăit și, mă rog, câte mândrii au avut, ci ce au lăsat de la ei. El a lăsat niște lucruri extraordinare. Într-un studiu care l-am făcut un an despre psalm, am ajuns la convingerea că cel mai frumos psalm făcut de o minte omenească nu știu pe cea lui David, decât ca text. Este al lui Ghiță Puc. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, miluiește-mă, strigă toată lumea, și de păcatul meu curățesc. Uitați-vă câte perfecțiune pusă între ei. Un om care, sigur că trebuie, a fost tratat ca... E adevărat, bolile lui, bolile, nu avea cum să se vindece. Dacă miluiește-mă, Dumnezeule, ar fi... ar îngătea pe mâna unui neamț, să știți că l-ar înscrie între coralele lui Bach. Cu siguranță l-ar înscrie. Prin valoarea pe care o are. Luată din ce? Pornit tot din la colinde, că și asta pornește tot din județul ăsta. E frumos ceea ce sigur că a făcut Ovidiu, să vă convingeți singuri. În primul rând că această pledoarie pentru a respecta ceea ce sigur că ne-au făcut înaintași. Bănuiesc că ați auzit de opera lui Sabin Drăgoi, Năpasta. Năpasta are 11 numere muzicale. 10 sunt colinde. El e nebun. Curați nebun. Ăla care a dat 303 colinde culese, valorificate. Mai țineți minte, dacă ați văzut opera, Ion din Năpasta, îl îmbracă regizorii în izmene și în cămeașa albă. Ca să sugereze nevinovăția. Ion e nevinovat, da? El a făcut pușcărie de pomană la bătaie, la dau stărci, da? Drăgoi a găsit un lucru și mai important. I-a pus în guriță colinde. La fântâna de sub deal. Cântă Ion nebunul, da? Personaj a ajuns în mâna în casa criminalului. Deci au fost lucruri, cum să spun eu, valorificate extraordinar. V-am luat-o pe amintiri. Mama mea de jos suiețe când venea la mine, spunea, bă, pune și mie, de Crăciun, bineînțeles, pune și mie orice peste minunată. Știam ce era. Era divertismentul rustic al Sabin Drăgoi. Eu știam care era treaba. Divertismentul rustic pentru orchestră. Care începe cu... Pom, 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 pom. Ascultam băbuța liniștită și la un moment dat, cine știe lucrarea, mă bate ușor urmări, o cântă cu orgă englez. O sonoritate arhaică. Pom, 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 pom. Izbucnirea mamei. Ia uite ce frumos se joacă îngerașii aia în jurul acestei melodii. Noi știm acum că este orchestrație. Acolo vioara nu plează cornul. Cornul este solist, iar ei fac contramelodii. Deci, ceea ce au putut să facă oamenii, sigur că din colinde, noi intrăm în dezbaterea cealaltă dacă aia este colinde sau cântec de stea. Marțea Negra e născut în Imperiul Austro-Ungar, încarcerit în armata austro-ungară, pus să lupte împotriva românilor, da? La vorul locul, la Valea Vâie, acolo la el, da? Și luat prizonier. Și trimis ca prizonier la Tașkent. Vine de la Tașkent la Iași, să-și dea niște examene cu Alexandru Zira, fiul românului, da? Să duce la... Muniță Taix. Să duce la mamă sa acasă. Păi înfățește. Că între timp, istoria iar ne obligă să ne ducem. Între timp, deci românii au trecut, trecet batalionii românii Carpații, au trecut în două zile, da? Dar au venit înapoi tot în două zile. Și a venit Mackensen cu tot ce s-a întâmplat după asta și cu hotarul prins la Focșani. El se ducea acasă, transfugă, pentru că cum a plecat de acolo. Și are în povești din Grui, are o parte, căutați-o că o găsiți ușor, Crăciun trist. De ce Crăciun trist? Nimerește la maică sa acasă. În ziua nașterii Domnului, în noaptea dinaintea nașterii Domnului. Colindătorii mai colindă? Păi, nu, că e Mackensen lângă tine. Nu prea poți. Dar n-a murit colinda. Și atunci face următorul lucru. Dă unei trompete cu surdină în orchestră și cântă aia. Ta 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 ta
Margarita, auzită de el de copil și reprezentând ce? Sugerând, n-a murit cu Anita. Dar nu mai ți-ai pisat cu trompeța fără subțire. O găză cu surdină. Așa că sigur că, din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să considerăm Colinda una din marile noastre averi și, mă rog, măsura în care fiecare dintre noi este cu putință să luptăm pentru salvarea ei. Câte Colinde fi fiind? M-am pus eu întrebarea. Câte Miorițe sunt? Tot atâtea Colinde sunt. Ba poate mai multe, că e mai ușoară Colinda. Paradoxal sau neparadoxal. Dar Miorița s-a vărsat în Colinde. Sunt Colinde provenite și care sunt învecinate cu Miorița. Dacă știm, sigur că să ne apărăm aceste valori, ca să văd, sigur că cred eu că merităm de statutul de român și de româșcan. Ca să mă joc aici, mi-am plăcut jocul de cuvinte, i-am luat un interviu la Roman Vlad și spune, stau răzut, cum de-ați ajuns la numele ăsta, dragă de care ești? Mă cheamă Roman, sunt român și trebuie să trec la român. Roman Vlad, în sfârșit, ia, da, Roman. Deci, oamenii ăștia care n-au uitat ce era, sigur, al lor, ce era ca în fere. Pentru că, până la urmă, eu nu cred că chiar așa de mult va avansa, cu ghilimele și cuvântul invers, ca să punem în locul Colindei Maneala. Nu cred. Nu cred. Lăsați-mi dreptul să mă duc dincolo la Doamne, Doamne, cu convingerea că, Doamne, eu ce-a ținut de mine, am făcut. Nu vine nimeni să le fac. Nu ne putem aștepta la mai marii noștri. Centrele de cultură pe unde sunt, bănuiesc că nu sunt pe aici ca să mă înjure careva, dirigează altceva decât cultura. Ovidiu n-a putut să apeleze la centrul de cultură, nici la Roma, nici la Piața, nici la București, să-i dea, Doamne, dă-mi și mie măcar uite, hârtia pentru treaba asta. Nu se poate. Nu se poate. Și atunci, sigur că există numai acest efort pe care îl facem, eu știu, din convingeri proprii, ca să fiu mai apropiat de... Acum, eu am fost puțin cam dispersat în tot ceea ce am spus. Zic că, în linii mari, am acoperit cam ceea ce sigur că ar fi trebuit. Nu mă deranjează dacă, sigur că, după ce se derulează tipicul cum trebuie, mai mă întrebați ceva și la ce pot să răspund. Pentru că eu, de foarte multă vreme, îmi respect condiția de profesor. Întreabă-mă! Dacă nu știu, nu spun povești. Îți spun poimele. Și până poimele, mă îndumiresc. Cam despre ce este vorba. Lucrurile sunt în schimbare, oameni buni. Toate sunt în schimbare. Am avut fericirea, un prejoară. Mama era studentă. Intra băiatul în anul întâi. Ea era în anul trei. Și spune, domnule, dacă rămân repetență, mă ajunge fiul. Bun. Mă întreabă la un moment dat, uitați-vă ce spune profesorul la școală. Că simfonia copiilor nu e a lui Haydn. Păi, dar nu e. Stai, că știu eu din carte. Îți spun eu în față și o carte. Hubov se numește autorul, e un rus, da? Care a inventat o poveste foarte frumoasă. Haydn n-a avut copii, a iubit foarte mult copii și odată, ducându-se la piață, găsește o liotă de copii, că întâmplă pe un negustor care avea jucării muzicale. A cumpărat toată dugheana, a dat-o copiilor și a pus în orchestră să cânte. Hai să fim oameni serioși. Oare chiar așa se poate face? Și nemții între timp au găsit manuscrisul. Manuscrisul nu i-a zis papa Haydn, este al lui Leopold Mozart. Și eu ce fac acum? Păi tu și spui față, așa scrie în carte, dar uite adevărul de ultimă oră, ăsta este. Hai să îndreptăm înspre el. Fac parte din cei care mă obligă la această vreme să verific foarte multe lucruri, dacă le știu bine, așa cum le știu. Și sunt multe care nu le știu bine. Și trebuie să le caut. Și să le verific, pentru că altcumva sigur că există riscul celălalt foarte mare să cazi în tot soiul de păcate. Mă întorc la colegii mei, deci nici atâta nu am în vedere. Păi dacă îi spun că deci tatăl românii este după Anton Pan, că el s-au tradus, ce zic după Anton Pan? Bănuiesc că acum a scăpățat explicația. Nu-i melodia lui Anton Pan. Melodia ascultată de Anton Pan, cununată cu versul lui Grigore Alexandrescu, plimbată mai departe și a dus. Păi știți cum s-a cântat Deșteaptă-te române în 1918? La Cernăuți, la Chișinău, a ascultat-o Eminescu. Și spune Eminescu la un moment dat, niciodată nu mi-a plăcut acest cântec, dar noaptea asta sunt nebun după el.
De ce? Pentru că nu se decojește ușor. Imnul nostru național e destul de critic, dacă este să o luăm așa. În afară de asta au vociferat, păi da, și este și minor, tovarăș. Da. Dar cine are o viață majoră? Dacă aveți o viață majoră, țineți să vă dea de o țineți mai departe. Eu nu trăiesc o viață majoră. Iar evoluția generală nu e deloc majoră. Eu o văd minoră. Și lăsați-ne așa. Îmi pare rău, am avut o convenție cu fiică-mea să nu mai vorbim în spurcăciune, zice Ovidiu, la aluzie la dor. Și e bine cu despre. Deci că varianta ardelenească al deșteaptă române, știți? Nu. Deșteaptă române, dar rămâi dracului treaz. Mi-a plăcut foarte mult și din cauza asta mi-am și luat permisiunea, sigur că se arunc sub formă de înjurătură. Pentru că nu-i suficient deșteaptă de române. Și să știți un lucru, deșteaptă de române ne duce la Marseilleza. Revenit, ne duce la greci care au făcut destepe de stonelinon. Deșteptați-vă copiii ai grecilor. Și noi ne găsim astăzi care mai țin și pâși. Ba vine un colonel de ăsta de armată și are și două vote. Ce mă? El știe ce sunt votele, da? Și ba, trebuie să dea impresia că știm ce este votul. Nu sunt greu de pus la treabă, dar când sunt pus la treabă sunt greu de oprit. Așa că mă opresc eu. Dar dacă, sigur că sunt niște întrebări pe care sigur că eu le pot onora cu cea mare plăcere. Mai departe, doamna Vitorie. Pentru ce ne-ați prezentat, pentru îndemnul dumneavoastră de, în primul rând, a respecta ceea ce ne definește, ceea ce înseamnă identitate națională, precum de la exemplu Colindu. Domnul profesor este unul din promotorii, zic eu, în primul rând în cercetare, în domeniul în care pe mine mă depășesc și ne vin nici de specialitate și cred că și dacă aș fi cu dumneavoastră specialitate, n-aș îndrăzni în fața la ce prezentați dumneavoastră să pot să argumentez sau să susțin mai mult. Îl cunosc ca pe o persoană găsisem și aici, cunoscut cu bicicleta, domnul profesor cu bicicleta. Îl cunosc ca profesor al, dintr-o anumită perioadă, chiar a fiicei mele. Îl cunosc de prin activități extracurriculare de pe vremea când era mai tânăr pe malul mării, cu copii pioneri. Îl știu așa din câteva secvențe. Am avut o ocazie, atunci am văzut cât e de pasionat și am aflat de publicațiile dânsului și de cu câtă rigurozitate își cercetează și justifică și exact ce spuneați dumneavoastră, este foarte greu să susții ceva dacă n-ai cercetat, mai bine taci. Eu sunt adeptul pe situația asta și poate de aia de multe ori cei care nu știm foarte multe pe anumită zonă ne și simțim într-o anumită situație. Nu suntem, eu știu, chiar nu ne simțim chiar la locul nostru. De asta spun că într-un simpozion ținut la Școala 1, a fost prima dată când l-am văzut pe domnul profesor prezentând despre Alexandru Zilă. Da. Și mi-amintesc că prezentarea dânsului, și erau profesori universitari de istorie, și erau, a eclipsat totul, adică ziua aceea s-a rămas, s-a finalizat, a venit, a plecat, nici și a prezentat și a și plecat, când a venit a spus nu stau mult, dar a trecut și am simțit și printre profesorii de istorie și atmosfera de acolo, că toată lumea a rămas cu gândul la ce a prezentat domnul. Era vorba și de zona noastră, era vorba de patriotismul local, dar era vorba de documentare, care nu se compara cu ce prezentau noi ceilalți profesori despre școlițe și din ce mai avem noi. Pentru că, tot din cauza emoțiilor, eu am vrut să spun câteva lucruri cu care ar trebui să încep. Domnul Ovidiu Trifan, născut pe 4 martie 1953, Roman, județul Neamț. Este absolvent al Universității de Arte George Enescu din Iași, în anul 1976, și doctor în muzică al aceleași instituții din 2008. A funcționat ca profesor de muzică la școlile din Horia și Cotul Vameș, Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe, Seminarul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francesc de Assisi, Institutul Teologic Romano-Catolic Francescan și ca și acum, unele din ele este și acum, la Școala de Arte Sergiu Cerbidachi, unde predă și în prezent.
A înființat și condus 23 de coruri și grupuri vocale. Corul Imnus al Seminarului Teologic Sfântul Gheorghe, corul Ioculatoris Domini al Institutului Teologic Francescan, corul de copii al Școlii de Arte Sergiu Celibidache, participând la peste 600 de spectacole, concursuri și festivaluri. A susținut 150 de concerte corale, atât în țară, cât și în străinătate, în Belgia, Franța, Germania, Austria. A publicat studii și articole în reviste de prestigiu din țară, Muzica, Studii Francescane, Conferința Națională de Antropologie Urbană, Byzantion Romanicon, Studia Romanensia. Este autorul cărților Viața corală romașcană în secolul 20, din 2005, Educația muzicală în școlile de cultură generală și cu profil special 2008, Colindul în creația corală românească 2010, Cântece pentru copii 2015. Vă felicit și dau în continuare cuvântul domnului profesor Meciodan. Mi-am permis să intru între, pentru că mi s-a părut că, de fapt, cu asta trebuia să începem cumva și n-am punctat despre omul. Tot ce ține de cercetare, de patriotism, de muzică, dar nu punctasem și îmi cer scuze. Eu credeam că dacă mi s-a luat paharul puțuică din față, o să mi se iei și drept la mai vorbi. N-am avut inimorul ăsta. Stimați iubitori de chei ortoare, chei montane, chei de calculator, softuri, chei muzicale și mă găsesc în paradisul cheilor aici. Totdeauna am o obișnuință, cei care știu obișnuința mea, să mă ierte, că de, mai ales la dumneavoastră că e o școală de maestri, Marin Sorescu a debutat cu un volum de poezii care se numea Singur printre poeți. Acum mă văd și eu în situația lui Marin Sorescu, singur printre maestri. Pentru că, într-adevăr, aici nu este o școală de măi, este o școală de maestri. Și pentru că vorbim că este vorba de o instituție, evenimentul numărul unu la care trebuie să mă opresc, noblesse oblige, asta e panta rei. Le roi e parti, vive le roi. Și nu le roi, le reni. Regile au plecat, trăiască reginile. Și aici e vorba și de regina nopților și de regina zilor, că e un program non-stop. Felicitări și pe mai departe, ave muzica. Suntem la o ipostază în care lansăm o carte. Se lansează vapoare, se lansează vedete, discoteci, în sfârșit. Azi se lansează și o carte. Felicit autorul, felicit lucrarea. Nu știu acum, cartea lansează pe autor sau autorul lansează cartea sau amândouă le lansează pe noi. Și am bucuria să fiu și eu pentru cei care zic ceva, nu așa baricadist cum s-a spus adineaurea, nu uitați că am lângă mine pe Vasile Bulgaroctonul. Și nu atât Bulgaroctonul, cât Nehomoctonul. Asta a fost adneasare. Eu sunt mai mioritic, ciobanul. Și de o fi, poate că nu va fi. Și ca o dovadă că de mii de ani, mii de variante, mii de comentarii. Așa cum am avut dreptate de o fi să mor și de o fi să vorbesc, mă opresc la această creație care pentru noi este rodul aurului cenușiu. Odinioară, Adam și Eva, și mai ales domnișoara Eva, ei totdeauna, mă rog, a carul păun săraca, i s-a spus, nu mâncați din părul, de mărul cunoașterii. Ți-ai găsit încă mâncat cu poftă și azi și mâine și azi. Și atunci iar nici vorbă că infracțiunea infracțiunii și-a fost eliminată din paradis.
nu știu, dacă era firma asta care defrișează pădurile României, era și pe atunci, defrișa și mărul. Și nu mai avem necazuri astăzi. Dar de unde că nu era, de vei, acum în ultima vreme a venit bucuria pe capul nostru, numai, eu sunt și eu leacă bulgar octom. Și deci ne-am trezit că hai să cunoaștem, hai să cunoaștem, mănânc un măr azi, mănânc un măr mâine, mănânc o livadă și am ajuns la limbajele digitale, de la hieroglifele Egiptului sau la tablițele de la Sinaia sau de la hieroglifele egiptene. Iată că astăzi, mă rog, discutăm, stăm între noi de vorbă, nu ca odinioară, Adam cu Eva, și ca astăzi, mă rog, actuale și cu viitorii. Că s-a spus undeva odată, punct și de la capăt. Oare înaintea punctului nu mai este nimica. Și se pare că se face o eroare a lui Pantarei, a dimensionalismului cosmic. Trebuie să avem, dacă mă uitam la dinaurea și mulțumesc organizatorilor și în special mă pun bine cu autorul, mulțumesc autorului că m-a așezat pe acest scaun, de unde am văzut un excelent apus de soare, o auroră boreală în toată regula. Și mă gândeam și eu, măi, poate că vine și pentru România aurora. Nu aurora răsăriteană, ci aurora astronomică. Și dacă suntem în prezența lansării unei cărți, suntem în prezența unei bucurii, a unei explozii a neuronului, când ne-am suturat mai euro, să mai fie și neuron, și astăzi suntem la o sărbătoare a neuronului, și această lucrare, deci, presupune creativitate. Și, mă rog, să reluăm textul biblic, și când a fost facerea lumii, să fie cu tare, să fie cu tare, azi noi am ajuns invers, să nu fie cu tare, să nu fie cu tare, nu este cu tare, nu este cu tare. Asta e tempora omores. Și, deci, dacă reluăm această apariție pitera a unui neuron gânditor, s-a trecut de la cunoaștere la o fel de demiurg sau geneza 2. Nu s-a așteptat geneza 1 că o să meargă cu o creativitate care să îl repete. Și anume Homo sapiens. Și nu Homo sapiens, Homo demiurgus. Și deci ne găsim în prezența a creativității, a demiurgismului, care depășit intenția demiurgismului în general, a primului, adică a creației, a facerii. Și creatul creează. Asta este marea, mă rog, victorie a lui Homo, încât mi-a place, s-a spus Homo sapiens de două ori. Poate să spui și Homo sapiens la puterea el. Dar cu adevărat, Homo demiurgus este cartea noastră prin care răzbatem prin toate porțile Schengen, am răzbătut și vom răzbate. Cu această legitimație, cu acest sapiens care devine demiurg. Și trece demiurgul, a trecut la creativitate. Și cât a creat, nu i-a mai plăcut. Mereu nemulțumitul, mereu mofturosul, poate mofturoasa Eva. Și a început să facă pozne. Și care-i pozna? A început să plece, să evadeze. Nu că am evadat în planeta Marte, pe lună, în cosmos, sau acum au plecat milioane de români din România. Și e vorba de altfel de evadare. Să nu mai simt cu certitudinea în față. 2 plus 2 fac 4. Sau teorema lui Pitagora, teorema lui Gauss, teorema, atâte teorema lui Einstein, eram soluit săracul. Și hai să plec alături de ele. Și au avut loc 3 mari evadări
în istoria spiritului uman, în istoria creativității umane, care să le trei miturile, religiile și artele. Nu este momentul să le comentăm, dar una din aceste trei evadări constituie rostul întâlnirii noastre din astă seară. Lansarea unei arte, lansarea unei artă despre artă, unei arte, artele nu pot fi numai 7 sau numai 10, artele au și ele la fel pantarei. Și deci momentul în care deci noi am evadat în aceste trei domenii și cu subdomeniile lor, desigur că avem o mutație puternică în existența omului. Dacă vreți o reprezentare geometrică, până în momentul evadării, omul a creat creaturi științifice, adică un con răsturnat cu baza în stânga, în stânga mea, deci în dreapta, în stânga și a dumneavoastră, dacă vă inversați poziția mea. Iar în momentul în care a avut loc acel, mă rog, moment evadativ, omul a început să creeze din care ce și evadați înainte. Și anume să întoarce conul invers cu zero spre noi și spre infinit în afară. Creativitatea nu cunoaște limite. Nu cunoaște limite nici în mitologie, mai ales în religie și cel mai mult, aia vreau să spuneți, urmează școala de muzică din Roma. Da, cel mai mult în arte și cea mai complexă la arte, care dă cea mai multă bătaie de ureche și apoi și de cap, este muzica. Muzica e la frontiera între cele două conuri răsturnate de adineaure. Și iată deci cum astăzi discutăm despre creativitatea artistică, literară, pentru că și documentarismul este o componentă a creativității vorbite, scrise de limbaj. Dacă ne oprim la evenimentul în sine, dacă e Sfântul Dumitru, apoi să fie Sfântul Dumitru, și mulți ani tuturor Dumitrilor, și Basarabov, și Uniunea Europanov, și în sfârșit Americanov, toți gurări frumoase, și deci în momentul în care deci, acum avem creativitatea dusă la această formulă de a crea, tu care ai fost creat, să creezi și tu, și ne punem mai mult întrebarea și vă invit în seară, dacă nu vi se dă paharele de care vi se dă de celelalte, vă invit să gândiți, oare dincolo de creativitate, universul ce are, ce va avea oare? Noi cu kilogramul nostru și ceva de neuroni, atâta știm creativitatea. Dar nu poate infinitul să se mulțumească cu creativitatea. Și s-ar putea ca homo viitorului să fie și posesorul a patra dimensiune, dincolo de creativitate. Și revenim la această creație de fața noastră, desigur, ea, fiindcă este o realitate, ce e mână nu-i minciună, ce e pe masă, nu-i deloc de masă, și deci creația lui Ovidiu Trifan, care Ovidiu Trifan ne-a dus și lângă noi și ne-a dus aminte de creativitatea Imperiului Roman de Vest, de apus, ca să fie domnul Vasile, nu-i mai zic nici alt calificativ, maestru Vasile, care reprezintă bizantinismul și care reprezintă Imperiul Roman de răsărit. Deci noi, și mai ales eu, fac și eu ca personajul din Salem Aleicum și mă rog, din literatura ebraică, halal de mine. Sunt între două continente, Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus.
Imperiul Roman de Apus Ovidiu, Imperiul Roman de Răsărit Maestru. A fost odată pe planetă această ipostază. Azi vreau să repetă. Și fac apel la Miorița și spun și eu, și de-o fi, o scot la caput. Și vreau să revin la Ovidiu Trifan, care este de data aceasta cu nume, ne aduce aminte de o Europa, dar în realitate este o fărâmă din Europa care pe vremuri se numea România. Dă Doamne să se numească și pe viitor. Și este purtătorul unui limbi vorbite, unui limbi folosite și mai ales în delicată artă a muzicii, care mai cât de acum conchetează cu Pitagora, conchetează cu Einstein, nu uitați de compozitorul dumneavoastră Xenakis, care face matematica cu tabla de logaritmi, care în loc de portativ folosește calculatorul. Și mulți compozitori din epoca contemporană și viitoare vor trebui să deie ca și Chilimidache Roșcano, să deie și examen la matematică și examen la conservator. Asta este evoluția la orizont a omenirii. Și autorul cărții noastre, deci, realizează un comentariu asupra creativității muzicale, care intră și el în rând, tot creativitate, și deci este creativitate despre creativitate, și în felul acesta avem în fața noastră un complex de explozii ale inteligenței umane și mai ales a creativității umane, și am adus și un ultim punct de vedere după care apreciem artele, arta dumneavoastră, că cartea lui domnul Trifan te pune pe gânduri, e scrisă prin gânduri, dar ne pune și pe noi pe gânduri, arată cât de complexe sunt toate etajele artei muzicale. Nu-i numai ok, sol și atât. Nu-i numai patru, cum era în evul mediu, și acum cinci portative. Nu sunt numai neumele domniei sale. Foarte elegante, foarte frumoase, dar foarte criptice. Și este vorba de, mă rog, de un complex de laturi, mă vă sugerez una, eu nu-mi pot permite prea multe, că nu sunt de specialitate. Cum zice poporul, am tras și eu cu urechea, deci am auzit și eu pe aici, pe acolo, pentru că am trăit biografia mea matusalemică, m-a obligat să pun umărul la toate. Nu m-a întrebat nimeni, ce fel de umăr ai? Nu vezi că se prăbușește, pune umărul. L-am pus, dar și dincolo e nevoie, mă duc și eu acolo. E, și asta mi-a fost, oarecum, generația mea. Am avut și eu intenția, într-o anumită gamă să scriu, gamă profesională. Nu mi s-a dat voie. Vă ordon, treceți peste mofturile personale. S-a spus odată când am trecut prutul. El a spus prutul, pe bună dreptate, și avea motivația sa. Eu zic că, din punctul de vedere al generației mele, vă ordon, treceți peste toate. Și mai ales, văd în fața mea mult tineret și îmi pare bine că mai are și Matusalem posibilitatea să-și mai zice poporul, să-și mai scalde ochii. Și noi, mi s-a spus, vă ordon, treceți peste adolescență și mai ales peste frumoasa ipostază de zbor cu capul nori, care se numește love story, mă rog, în limba engleză, iubire în limba română. Noi n-am avut voie acest lucru, n-avem nevoie de mofturile astea. Nouă ne trebuie Stalingradul. Și l-am și avut. Vai de capul lui, vai de capul nostru. Și
De asta eu mă bucur că vă adresez ca un Matusalem, care n-aș mai dori să fiți și Matusalem, da, dar nu cu biografia care am avut-o generația noastră. Și prin asta eu spun și presupun că, într-adevăr, arta muzicală are foarte multe subtilități care și el, săracul celibitate, a spus cândva că în momentul în care intrăm în lumea muzicii, intrăm pe altă planetă, intrăm pe altă lume. Și după ce plecăm de acolo, venim la noi acasă. A avut un dialog celibidache, Romașcanul celibidache, a avut un dialog cu un mare muzicolog german, Grunholdt, și care i-a spus lucrul acesta, care îi spun și eu dumneavoastră. Asta este muzica dumneavoastră și, în adevăr, dacă arta plastică îți arată și lângă tine, sculptura îți spune și ți-ar spune și îți spune mai mult prin tăcere decât dacă ar vorbi, de data asta muzica spune prin ceva care nu mai aparține cotidianului. Felicit pe toți din fața mea că și-au făcut din aceasta o viziune și un limbaj care nu se mai vorbește. Asta e planetă, se vorbește limbajul care autorii lui caută să-l reducă la un singur semn. Până acum era ok. Acum Occidentul se zbate, hai să reducem pe ok la o singură literă. Încă nu s-a luat măsura. Adică trebuie ca, mă rog, UNESCO sau unde o fi, nu cunosc, și limbajul muzical este un limbaj meta-uman, am spune metafizic. Hermeneutica lui nu corespunde cu hermeneutica artelor plastice, artelor literare, teatrului nu mai vorbim. Și în teatru se numește steaua fără nume. Fără. Nu avem 2 fac 4. În sfârșit, să mai revenim la cartea colegului meu, prietenului meu, maestrului dumneavoastră, Trifan, și a numit-o numai niște impulsuri interioare, niște sensuri care și le-a magazinat. Și delicateți în denumirea aceasta. Mie îmi place totdeauna când vorbesc de o carte să mă uit la coperți. Și mă uit la coperta care are ca denumire din aceasta. Și mi-aduc aminte când episcopul romanului, Ioachim Băcăoanu, a scris o carte, Creștinismul abia începe. Și m-au pus și am vorbit vreo oră jumate despre cartea asta. Și am vorbit o oră jumate numai despre titlu. Despre copertă. Că în interior, în conținutul era creștinismul de când e de 2000 de ani. Era bine documentat. Era scris un episcop. Și deci mă refer la autorul Trifan, care dă dovadă de spirit de observații, dă dovadă, nu-i scapă nimic, bine că nu-i doamna în sală să audă. Ba e. Când mă intru eu la baricada, ce n-au tot dincolo. Nu v-ați să plecați, dar eu rămân. Cum e acel epitaf de pe un mormânt din Irlanda. Trecătorul ăsta și te uite aici, dacă eu mă degrabă, mă uitam eu și zăcei tu. Să mai faci mâna dacă e azi după necaz. Am uitat să vă întreb asta, că trebuie să mulțumim doamnei Trifan și domnișoarei Trifan. Pentru că fără ele nu era să cubila această carte. Da. Că, da. Cine lumea are în vedere și elementul ăsta, pentru că dacă susținerea morală până la urmă contează, e lor de, băi... Eu aș propune, dar nu mi-e înseamnă nimic propune. Aș propune eu pe doamna Trifan să-i se dea premiul Nobel pentru răbdare. Și ce să faci? Asta este...
își bătea cineva joc de mitul meșterului Manole, fără să vadă că meșterul Manole cuprinde în el o filozofie mai mult decât are Kant în filozofia lui. Pentru orice a fi, trebuie a da, să te dai pe tine. Asta e meșterul Manole. Că comentatorul foarte isteț a spus Caragios, nu puteți să-și mute mai încolo șantierul? Dacă era șantierul, trei construcții din Roma. Și familia Trifan o felicit pentru această realizare, încă o realizare, și dacă mă refer la autor, autorul, repet, își are un atribut care se cere mult în literatura documentaristă și mai ales documentarist sub muzical. Și sfârșit, o să mă ierte autorul, dar pe coperta a patra și-o pus, mă rog, fotografie, să-mi bat aplauda lumea. Și mă uit la el și se vede dintr-o dată, numai la ochii lui să vă uitați, și m-a strămurit să-i fac eu portretul. Fotografia se depășește pe la Bruier. Și încât dacă eu aș fi moșie o roată și aș sta la o fereastră, o venit colindătoare, că asta e hobby dumnealui, colinda. Și nu știu cum, colinda, că noi când zicem, primiți colinda sau primiți colindul, merg amândouă. Limba română este multivalentă. Nuanțele ei sunt extraordinar de multe. Și dacă aș sta la fereastră, eu moș, eu în roată, moș, da, dar eu în roată mai puțin. Și m-aș uita la fereastră, au venit cu colinda, cine, autorul colind, studii sunt colinde. Și când mă uit la dumnealui, îmi vine un gând, oare am dat drumul la câine sau nu? Îi pune pe gânduri. Are, într-adevăr, toată această trăsătură, care nu-i scapă nimic, nu-i scapă nici sonor, nici ca semnificat, nici ca hermeneutică, și mai ales unei lucrări care are caracter documentarist. Pentru că tot vorbim de copertă, mă gândesc și la prima copertă la care s-a gândit, la Haiducul de la Făgăraș, care este artistul plastic roașcan, acum e cu... a trecut la noi la Roma. Și mie mi-e drag, pentru că eu am făcut școala militară aproape 3 ani, vânător de unde? La Făgăraș, unde s-a născut haiducul nostru. Și haiducul nostru surprinde ineditul și mai ales ineditul principal al lui trăsătură. Și a găsit și a făcut o copertă care se vede prea bine că muzica, așa cu claviatura ei, este capabilă să fie polidimensională, nu ca stereo, ci polidimensională ca sens, așa cum în această carte. A surprins Haidu, a surprins ce a vrut Trifan să spună în lucrarea sa. Păi, de acum problema stereorismului este o problemă de fizică, nu mai e problemă de estetică, pe când Trifan tratează acest poli de punct de vedere estetic. Și nu știm numele Trifan de unde vine, că cu trei încep multe, și trinomul de la Vișegrad, și, mă rog, aici în carte undeva mă e la trei păzâte autorul și spune că eu mereu bat pe cifra 3, adică dat și antidat și rezultat. Asta e universul. Și eu îl văd pe Trifan polidat, nu tri, numai Trifan. Și rămâne pe viitor să rezolvăm, dar să facă o știință care se va numi trifologia sau trifanologia, de unde vine acest nume Hodolon Tronc în roman. Și maestru Haidu a surprins acest lucru, acest poli al cuvântului. Ovidiu, la rândul lui, în afară de faptul că are atent tot sistemul său de gândire și cunoaștere și de viziune, este în același timp foarte apropiat de viața de toate zilele. Eu când am
bucuria să am telefon cu dumnealui, trebuie să iau o batistă lângă mine, că încep să râd, până plâng. Adică râs cu plâns în sensul plâns bun. Că așa, deci, dacă, mă rog, Ovidius acesta îl luăm și ca raportare la om, surprinde foarte mult absurdul din jur, ineditul din jur, îl surprinde și în carte la fel, și ca într-un dialog cu mine la telefon mai merge, dar într-o lucrare în care de acum am însășit, e bazată pe domeniul muzicii, este un hazardaj care el recunosc, într-adevăr, aici se vede curajul de a te duci pe o altă planetă și nu de a rămâne numai pe Terra, sau nu numai pe Terra, dar de să rămâi numai în Europa, afară cu restul, ba nu numai în America, ba nu numai în România, dar unde e România? Lasă, să arăt eu unde. Și, mă rog, undeva urmează ruinile cetății neamțului. Așa, o legătură de metaforă. Și Ovidiu Trifan, pe lângă faptul că tratează un domeniu delicat, îl duce până la capăt, răzăcare în el sentimentul cartezianismului. Pentru că noi putem să avem și se pare că datorită infinitului, infinitul ne duce la aleatorism, aleatorismul ne duce la probabilitate. Probabilitatea ne duce la anticartezianism. Cartezianismul e numai pe Terra. Dar unghiul drept de 90 de grade în univers nu este. Și atunci, iată că vin artele evadatele care le-a spus Adrenaure și aduc ordine în aleatorism. Nu numiți inversul ordinii din univers dezordine. Eu îl numesc aleatorism, îl numesc, mă rog, hermeneutic vorbind, este antareia filozofului antic. Este, dacă aș avea numai, și am numai trei pahare în fața mea, a meu încă e plin pentru că nu mai este cu ce a fost înainte. Și dacă aș avea trei pahare și le-aș ordona, fac apel la analiza combinatorii, permutări, aranjări de atâtea elemente, eu aceste trei pahare le pot aranja în felul care este acum, mut unul, mut al doilea, mut al treilea. Și mi se limitează, pe când infinitul nu se joacă cu trei, se joacă cu trei la puterea infinit. Și atunci, iată de ce spunem noi că Trifan Ovidiu, în cartea sa, se azardează să fie cartezianic într-un domeniu care are nevoie de cartezianism. Și sunteți la o școală de muzică dascăl și știți cât de mult trebuie să-l obișnuiți pe copil cu sentimentul ăsta al ordinei, al repetabilității exacte. Ienescu, cum se spunea săracul, mă odihneam din muncă prin altă muncă. Adică făceam mereu antrenament la pian, la vioară, la compoziții și când se iei și el o gură de liniște, s-a apucat-o de el. Muzica, artele cer antrenament, o știți mai bine. Și antrenamentul înseamnă repetabilitate. Repetabilitatea înseamnă cartezianism. Cartezianismul găsim la Trifan în carte. Iată o trăsătură care e binevenită unui muzician și ne-o dă și nouă, ne-o oferă. Trifan, de asemenea, mai surprinde un lucru, iarăși, foarte curajos și una este să cânți o lucrare și alta să surprinzi și să ascunde în spatele acestei lucrări. Ceea ce se numește în filozofie hermeneutică. Oare Trifan este și un hermeneut din punct de vedere a surprinde sensuri sau, cum se spunea, cum spunea Celibidachea din Aurea, a veni înapoi la tine acasă. Acum, după întâlnirea de astăzi, desigur că se va duce și acasă. Eu sunt optimist întotdeauna.
dar deci revine ca celibidache la cele cotidiene. Și când vin dincolo de cotidian, atunci devine Trifan. Îmi place că și rimează. Multe sunt atributele care îi le-aș mai spune, dar nu-mi pot permite, în fața unor specialiști, să vorbesc de o carte de specialitate scrisă de un specialist. Și de asta am surprins aceste atribute și le scot în evidență că pe mine m-a impresionat, într-adevăr, această ordine în dezordine pe care o dovedește Trifan. Și aici a meritat și doamna felicitări, că înseamnă că n-are să se strânge după urma lui. Și Condeiul i-a mers, sau Pixul și folosește, i-a mers tot așa cu corectitudine de la A la Z, cum iarăși este o expresie. Deci, de punct de vedere a conținutului, cartea se impune și nu numai că o lansăm, dar se impune. Se impune, adică se afirmă. Se afirmă, adică rămâne. Rămâne de ce? Pentru că a surprins ce e lui a fi și nu a nu fi a la Shakespeare. Tot în legătură cu, mă rog, lucrarea noastră, m-aș mai opri de asemenea, coperțele le-am comentat, autorul le-am comentat, subiectul care l-a ales, am spus, este un subiect delicat, un subiect în care cum poți tu să faci pe altul să-i spui ceva care el va trebui să înțeleagă altfel. Este vorba de receptarea muzicii. Numai asta ar cere un simpozion separat. Cum se receptează muzica? Și mai ales se pare că evoluția omenirii duce la creativitate multiplă. Nu numai Bach, Beethoven, giganții ăștia au creat. Iar eu, păcătosul din secolul 21, stau și mă uit, măi, cum de-o putut să fac așa ceva? Ba nu, îl ascult. Eu dacă eram în locul lui, aici punea parcă altă structură din soloară. Eu aș fi redat altceva care este caracteristic mâine sau viitorului. Se pare că, vorbind cu într-o școală de muzică, se pare că dirijatul viitorului, și aici mă alătur lui Celibidache, care Celibidache nu vrea să umbli deloc la partitură. Partitura e ca și Sfinxul de pe Bucești, n-ai voie să te atingi de el. Și Celibidache de asta a refuzat să țineți imprimat, a refuzat discul, a refuzat CD-ul, a refuzat magul. El avea partitura în sine pro-analizii, cum zic medicii. Și eu, ca om, ca ascultător, ca interpret, îi dau sensul după chipul și asemănarea mea. Asta e noutatea care o aduce Celibidache, asta e noutatea care o aduce muzica și dirijatul viitorului, pentru că dumnealui comentează și în câteva articole și realizări dirijorale din muzica, mai ales romașcană. Și plus creatori romașcani. Se pare că în viitor dirijatul va cunoaște, nu știu dacă aveți secția dirijat la dumneavoastră, de manele încă n-ați adus-o, dar de dirijat o veți aduce. Și la dirijat se pare că se va introduce absența aplauzelor. Aplauzele sunt bune numai la fotbal. Nici la teatru nu vor mai fi bune. Am ascultat, să spunem, o lucrare dramatică. De astea sunt extrem de multe și profunde. Și după ce ascult, în loc să meditez asupra ei, aud în sală un ropot, păi și tot întâmplat. Iar e cu tremur. Au avut dreptate și de la televiziune. Aplauzele, eu cred, și se pare că și autorul prefigurează, nu cred încă, că tot ce perturbă caracteristica unei arte o să dispară. Și anume, aplauzele, în primul rând,
După o lucrare muzicală urmează un scurt popas de tăcere. Și atunci eu din sală și dirijorul va ști și va ține bagheta într-o anumită poziție, adică intrăm în acel, mă rog, miraj al autocreației. Și eu meditez, așa am auzit, meditez cum aș fi creat și eu. Deci este receptare creativă, care până în prezent nu s-a afirmat la nicio artă, dar începe să se surprindă. Omenirea nu poate rămânea mereu la ABC. Nu din cauza temperamentului, din cauza caracterului, din cauza evoluției omenirii. Noi am lăsat tăblița și cu creionul de plumb, eu am apucat-o, ce vezi, Matusalem și m-a pus și așa ceva, dar la ora actuală ați văzut prea bine că să folosim limbajul digital, care este a treia revoluție în limbajul uman. După limbajul, mă rog, ideologic, limbajul scriptic, adică Gutenberg, și limbajul digital. Deci suntem în prezența unei lucrări care am spus-o bine adineaurea și aș dori să plecați din școala de muzică, mai și să mai găsesc și Trifană sau să mai adune acolo cu o carte. Ba nu, și să mai găsesc și Trifană sau să vadă lucruri la care eu nu m-am gândit. Știi că îmi place ce am auzit în esan acolo? Ia să mă mai gândesc și eu. Dacă eu aș scrie și eu o carte, ce aș trebui să abordez? Trifan va mai aborda, desigur, și alte lucrări și vreau să ne spun că să nu uităm că el are în, mă rog, așa, în formația sa, are legătura asta cu poanta. Îi plac poantele, îi place să spună poante, îi place să audă poante și verbul poante variațiuni pe tema poantelor. Dar poanta presupune desigur acel simț al umorului și presupune, cum credem noi, că dacă cel care a venit odată și-o chema Ovidiu în Dobrogea noastră străveche, am pus cuvântul străvechea din aure, de lângă Dobrogea. Și a venit Ovidiu celălalt, Ovidiu 1, când seara avem bucuria cu Ovidiu 2, el a scris Tristia și Pontica. Eu cred că Ovidiu 2 nu-l interesează Tristia. El ar trebui să facă o vizită în zona cea mai veselă din România, care este baza militară americană de la Deveselu. Și în felul ăsta, pe viitor, să nu mai vei Tristia, ci Veseliada, mai ales că acolo mai vine în contact și cu viitorul omenirii. Mâinile sus, atomicul sus. Iar dacă ne-a propus lucrul acesta, înseamnă că el ne-a dus cu colinda și îl așteptăm să ne ducă și cu Sorcova în momentul respectiv. Nu că îl așteptăm stând aici la masă fiscal. Eu am terminat, vă mulțumesc pentru răbdare și să ne gândim întotdeauna că omenirea este o sumă biologică de celule care are un atribut unic, univers, și anume creativitatea. Vă mulțumim! Încă sunt secolul 21. Încă să fim în secolul 61, stăm din ori. Ca să revenim la realitatea noastră, pe care ați subliniat,
Apropo de aplauze, mă întrebam la ce spuneți dumneavoastră, la ce ori folosiți aplauze la mormântări. Trebuie să-i dai cu lumea, atâta trebuie. Așa se poartă. Așa se poartă și trebuie să ne dăm cu lumea. O realitate a noastră, pe lângă muzică, artă în general și ce ați spus dumneavoastră atât de frumos, creativitate, dorința de a stârni pasiune și altora, pentru că asta înseamnă să mergem, să ne gândim, eu știu, să încercăm să ne întrebăm de ce am fi în stare și ce am putea și noi să aducem, sau măcar să aducem din trecut, să citim, să informăm, să dăm altora, mai ales ca profesori. Dar vorbind de realitate, vreau să-i mulțumesc doamnei viceprimar că este cu noi din partea primăriei, că avem o susținere și în zona asta și să-i dau cuvânt. Am să fiu scurtă, stimați invitați, stimați maestri. Sunt onorată să fiu aici, alături de dumneavoastră. Recunosc că este prima dată când iau contact cu artistul Ovidiu Trifan. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru invitația făcută către administrația locală. Vă transmit și gândul bun și felicitări de domnului primar, care nu este în localitate. Și vreau să vă mai mulțumesc pentru ceva. Am stat atentă două ore și nu a amintit nimeni de faptul că sunteți autorul melodiei imnului romanului, ceea ce ne mândrește și am cu această ocazie vă felicit încă o dată și pentru aceasta. Mi-am amintit și vă mulțumesc pentru lecția de istorie și de cultură muzicală pe care am primit-o astăzi. Mi-am amintit de copilăria mea din zona Sucevii, Liteni, Suceava, Tolhasca, zona aia, când mergeam la colindat cu puștii de pe uliță, am prins momentele alea când veneam cu traista plină de colăcei și mă bucuram de mirosul lor. Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit în seara aceasta, vă felicit pentru ceea ce ați făcut, vă urez din tot sufletul meu sănătate dumneavoastră, maestrului, domnului Ami Ciobanu și tuturor celor care sunt aici de față. Dacă dintre... Eu numai cu aplauze, vă spun. O singură treabă cu aplauze. Ovidiu, să-i dau cuvântul, dar nu-l ia singur? Făcusem o culegere pentru corul, pentru copii, de toate categoriile. Și la un moment dat zicem, totuși, ce să pun ceva din zona asta? Am stat, m-am gândit ce din liturghie se poate cânta de copii pe scenă. Și m-am oprit. Și mă ia profesoria. Cum? Nu pui un heruvic? Mă, frate, voi știți ce ia heruvic? Că pic pe ce spune dumneavoastră. Noi care pe heruvic cu taină închipuim, asta că este heruvic, da? Deci eu mă împreunez, probabil, că nu sunt prostie acum, da? Împreună cu îngerii fac împreună cântare, nu? Toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Nu vă supărat. Nu se poate. Deci primul argument la care trebuie pornit este ăsta. A, o trece unul. Păi dar se că spun după aia capră împăratul. Na. Na. Pentru că între una și cealaltă, cine mai merge la biserică din când în când, știe că este taică părintele cu Sfintele Daruri. Pomenește Doamne și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta. Da? Deci, abia după ce a pomenit pe toți ăștia vine ca pe împăratul să o arătați și la tine. Iertare, pentru că am promis că nu. Dau în continuare cuvântul autorului, domnul profesor Trifan. Mă gândeam și eu și îmi permit să spun, nu știu dacă fan se poartă, dar de la Trifan, mă gândesc că are nume predestinat pe muzică. Adună fani. Nu știu ce aș mai putea să spun după prezentele de acum. Câteva cuvinte, eu știu despre carte. E cam greu să vorbesc despre mine. Scrisul este, asta vă pot spune, că scrisul e o boală grea. Se ia greu, dar nu scap de asta. Mai sunt și perioade de pauză, într-adevăr. Dumnealor știu mai bine decât mine ce înseamnă să te așezi în fața unui col de hârtii.
albe și să șterg gândurile acolo. De multe ori mi-aduc aminte că erau zile când, așa ca să folosesc un eufemism, nu ieșea nimic din pix. În ziua respectivă, coala albă rămânea tot albă. Nu mergea nimic. Eu nu scriu nici romane, nici eseuri. E vorba de lucrări bazate pe o documentare. Domnul profesor cu care m-am consultat și care m-a ajutat cu multe sfaturi în tot ce am făcut, știe mai bine decât mine lucrul ăsta. Faptul că sunt la roman și nu într-un oraș universitar este iarăși un impediment, adică accesul la bibliotecă. Nu atât! Accesul la bibliotecă. Nu la bibliotecare. Nu. Accesul la bibliotecă. Trăiesc eu, Ovidiu, treaba asta. Vreau să vă spun că dispreț mai mare decât este în capitala României pentru oamenii care sunt cu cărțile, nu există. În afară funcționării care vinde cărți. Aia știi când îi dau semnătură, că pe bază semnăturii mele, doamna viceprimară îi semnează sau de plată. În rest, nimic. Nimic. Ca dovadă că mă întorc la drept. Uite-l pe Ciucă, ăla care a scris două cărți. Fără să dragă de treabă, ăla e vecinul meu de bloc. Clar, da. Da. Să știți că, așa cum unii spun că o carte se scrie din alte cărți. Hai să vedem care ar fi sensul acestor cuvinte. O carte se scrie din alte cărți. Dacă citind mai multe lucrări științifice, îți propui să faci o sinteză sau preiei anumite idei de acolo pe care le dezvolți, da, o carte să scrie din alte cărți, în sensul ăsta. Dar nu în sensul în care, peiorativ, care se dă astăzi, de care pomenea și domnul profesor mai înainte, adică deschid internetul sau mă duc într-o bibliotecă, copii de acolo până aici, copii de acolo până aici. Unul dintre regretații mei profesori și ale colegilor mei din sală, vorba de domnul profesor Adrian Diaco de la Iași, în timpul doctoratului, după fiecare întâlnire, îmi spunea mereu, fii atent ce scrii, cum citezi, pentru că îți citește și altul cartea, n-ai de unde să știi cine ți-o citește și te poți trezi cu surpriză. Mi-a rămas în minte lucrul ăsta și vreau să vă spun că abia după cei 5 ani și jumătate de studii, cât o durat asta, mi-am dat seama că abia atunci învățasem să scriu și să citesc. Mă apropiam de jumătate de secol când m-am apucat de doctorat și eram foarte optimist într-o anumită privință. Când m-am apucat de treabă, mi-am dat seama că nu știam nimic. Nu știam nici să citesc, nu știam nici să scriu. De asta rămâneau de foarte multe ori pagini libere. Trăiam cu gândul pe care tot mi-l spunea domnul profesor, ai grijă ce scrii, ai grijă cum scrii. De asta odată o colegă care m-a rugat să o ajut să întocmească un anumit material, tot stăteam la un cuvânt și zice, apoi dacă am să stau ca tine jumătate de oră la o prepoziție, nu mai scriu niciodată nimic. Zic, domne, am căpătat rigoarea asta, și nu mă pot să spun, chiar și trebuie asemenea rigoare, pentru că, din păcate, piața noastră este inundată cu foarte multe maculatură. Nu că ceea ce am scris eu aici ar fi mai valoros, dar, cum să spun, mie mi-a fost întotdeauna teamă de penibil. Cineva oarecare deschide cartea asta, să zicem. Găsește ceva pe înțelesul lui acolo, pentru că în cartea asta o să vedeți că fiecare găsește ceva din care poate să înțeleagă ceva. Și de unde știu eu că persoana respectivă nu cunoaște mai multe decât mine în domeniul respectiv, vede niște lucruri acolo și ne întâlnim și zice, colega mi-a dat pe braț, cum ai scris acolo? Da. În cartea asta am reunit câteva, știu, cam șase studii și vreo 10 articole pe care am considerat mai valoroase. Am destul de puține scrise, mă jur, cred că de 40, cam așa ceva până acum, 40-45, dar din toate am făcut o selecție destul de, zic eu, riguroasă, adunând într-un volum niște studii, zic eu, care mă reprezintă. Vreo 3 dintre ele sunt, într-adevăr, studii de specialitate,
Se referă la probleme de structură ale colindului, de structură ritmică ale colindului, se adresează într-adevăr specialiștilor și au fost cuprinse și în teze și mă bucur să fi auzit de la cei care mi-au citit teza că sunt lucruri originale în privința asta. Domnul profesor este unul dintre cei care a fost, care mi-a făcut referat asupra tezei. Sunt lucruri originale, iar originalitatea, practic, ar fi fost sinteza. Acum, de curând, discutam despre, despre asta cu un coleg al meu, care m-a întrebat ce ai citit și el la teza despre timbru vocal. Ce ai adus tu nou în teza ta? Zic că am făcut o lucrare de sinteză. Mai răutăcios, așa, zice, da, și ce asta e noutate? Păi zic, este o noutate. A face o sinteză este destul de dificil. Adică o sinteză a problematicii corindului nostru. Pentru că am câteva studii pe, pe tema asta. De asemenea, am adus în cartea asta și un studiu despre tradiția spectacolului în cultura romașcană. Câteva medalioane dedicate unor muzicieni romașcani. Dumitru Botez, Ciuntu, Paul Ciuntu, Jora, Zira, de asemenea, n-am putut să nu fie prezent în această carte și recenzia făcută pe cărții domnului profesor Mileniu III pe portativ, de asemenea, o recenzie a unei cărți a compozitorului și profesorului Liviu Dănceanu, de la București, câteva conexiuni în vreo două articole între elemente ale folclorului muzical prezente în creația lui Eminescu, muzica sferelor, așa cum apare în creația eminesciană. Domnul profesor are o carte pe care o recomand din toată inima să o citiți, legată de Eminescu și... Nu mai aveți, da, de Eminescu și muzica sferelor. Cam astea sunt articole. Vă spun, selecția lor a fost foarte grea. Sunt multe și am zis că hai să adun numai ceea ce, eu știu, poate fi considerat bun. De asemenea, cum spunea și dumnealui, un articol despre un studiu pe care l-a publicat Mercedes Ștefănescu referitor la muzica bisericească în România. Eu zic că este cea mai recentă carte, nu zic că este ultima, pentru că asta ar însemna că din două una, ori plec eu, ori nu mai scriu nimic. Zic că este cea mai recentă, sunt încurajat de aprecierile dumneavoastră și ale dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru răbdare și sper să... ca următoarea carte să fie bine primită.